Tariful maximal pentru activitatea de taximetrie va fi ajustat în funcție de rata inflației, a anunțat viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski. Acest preț va fi de 2,5 lei pe kilometru, însă administrația va introduce și reguli noi pentru a optimiza activitățile de transport de persoane și de bunuri în regim de taxi. Potrivit viceprimarului Harșovski, noile decizii vor fi supuse votului consilierilor locali în ședința deliberativului de joi 26 ianuarie. Acest lucru nu înseamnă automat și majorarea prețului la călătorie în municipiul Suceava, ci înseamnă faptul că transportatorul poate să-și aleagă un tarif diferențial pentru noapte sau pentru curse în afara localității. Acest lucru spun eu că trebuia făcut de mai demult, dar facem acum doar cu ajustarea prețului cu prețul indicului de inflație. Au fost solicitări de majorare acestui preț la 7 lei, la 3,5, numai că noi le-am refuzat din start, pentru că în municipiul Suceava nu avem așa mulți kilometri și multe persoane care își călătoresc cu taxi, în așa fel încât să avem prețuri foarte mari. Am spus tot timpul că serviciul de taxi este un serviciu complementar. Treaba primăriei municipiului Suceava este să țină prețul la bilet, la abonament, la transportul public local, la un preț acceptabil față de populație, iar cei care vor să beneficieze de un transport complementar pot să plătească la taxiu. Actualizarea tarifului pe kilometru vine cu noi reguli, cărora va trebui să se supună operatorii de taximetrie. Acestea devin obligatorii și au fost determinate de unele sincope înregistrate în perioada sărbătorilor. Vom impune joi ca minim 25% din mașinile dispecerate să fie prezente noaptea pe traseu, iar în sărbătorile legale să fie minim o treime. În caz contrar, amenzile sunt cuprinse între 500 și 1000 de lei și vor fi aplicate operatorului care face dispecerat, pentru că doar așa îi putem controla. Totodată mai sunt și modificări la punctajele acordate în vederea obținerii unei noi licențe și, foarte important, sprijinim mașinile electrice. Oferim 15 puncte în cazul în care vom avea autorizație deliberată în perioada următoare, 15 puncte pentru mașini cu motor electric. Știți și noi, asta avem acest proiect în municipiul Suceava cu autobuze electrice, cu puncte de încărcare și, de ce nu, sprijinim și taxiurile electrice în așa fel încât să avem o municipalitate verde. Viceprimarul Harșovski crede că taximetriștii care își câștigă salariul în mod decent nu au de ce să se teamă, însă există o serie de reclamații care urmează a fi rezolvate de municipalitate prin aplicarea legislației în vigoare. În ultima perioadă am avut reclamații cu persoane care spuneau clar că nu vor să preia anumite curse în municipiul Suceava și le spun clar că și aici sunt amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Eu voresc foarte mult de măsuri coercitive, în speranța că nu le dăm. Dar dacă va fi nevoie, le vom aplica în așa fel încât să avem un serviciu de taximetrie corect în municipiul Suceava. Repet, din cele 400 de autorizații eliberate în municipiul Suceava și care sunt pe străzi din municipiul Suceava, sunt șoferi de taxi, oameni cu pregătire, oameni decenți, dar din nefericire întotdeauna avem un procent de 1% sau sub 1% care creează probleme și face ca această doctrină, acest serviciu al taximetriei să fie blamat. De aceea eu sper să nu se mai ajungă la măsuri coercitive, fac apel la respectarea legislației, la punerea aparatului de taxat, pentru că v-am spus, și noi ajutăm acum cu modificarea acestui tarif maximal, dar și dumneavoastră trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte cetățeanul din municipiul Suceava, cel care merge cu taxiul.